Elevii lui Emil Săndoi au pierdut partida din cadrul etapei a 14-a după ce au jucat aproape o repriză și jumătate în inferioritate numerică din cauza cartonașului roșu pe care l-a văzut după o intervenție a VAR atacantul Florian Camberi în minutul 38. Scorul a fost deschis de către ieșeni grație golului reușit de către Mihai Bordeanu în minutul 20, însă avantajul oaspeților nu a rezistat decât 5 minute pentru că Gicu Grozav a punctat și el pentru Petrolul în urma unei faze fixe în care atacantul ploieștenilor a rămas total marcat pe colțul lung. În repriza secundă, gazdele au fost cele care au preluat total controlul în fața unei politehnici care a suferit mult în compartimentul ofensiv. Cauza lipsei de viziune a antrenorului Emil Săndoi, care nu a mutat decât în ultimele minute ale partidei. Petrolul a mai punctat de două ori prin Tudorie în minutul 53 și Bratu în minutul 89. La mai mult, bineînțeles. Nici n-am început foarte, foarte bine jocul. Petrolul a pus presiune, eu știu, și cu suport publicului, au dominat începutul de joc. Eu știu, cred că am reușit să înscriem noi contrar cursului jocului, dar până la urmă era un gol care ne-a dat încredere. Jocul s-a mai echilibrat. După aceea am făcut o greșeală în prima repriză la o fază fixă, lipsă de marcaj, ne-am văzut egalați. Bineînțeles, a fost și evenimentul din minutul 30 și ceva care a cântărit foarte mult în economia partidei. Emil Săndoi va menaja câțiva jucători în următorul meci, cel din cupă contra Utei, pentru ca aceștia să fie în formă la etapa următoare din campionat.